Bine v-am găsit la interviurile de Geniu. Sunt Val Volcu, discut cu Lavinia Betea, profesor universitar, să spunem specialist în istoria recentă, a funcționat ca jurnalist, investigator al evenimentelor din 1989, al biograf al lui Ceaușescu și Elena Ceaușescu. Nu vorbim doar despre Revoluție, e un moment în decembrie, în fiecare an ne aducem aminte, ne mobilizăm după termenul vechi. Ne certăm pe această temă, ne exprimăm supărările că nu avem răspunsuri clare, dar în acest an, iată, veniți, nu știu dacă e o coincidență, cu o carte nouă, tipărirea acestui nou volum la RAO a fost lansarea lui în decembrie, a fost o coincidență sau un plan de marketing, să spunem? În opinia mea a fost o coincidență. Vorbiți despre ce s-a cartea întâmplat de interviu, da, cu domnul Virgil Măgureanu. La interviuri se lucrează, la interviu acesta s-a lucrat multă vreme. Eu de fapt chiar scriu în prefața cărții, o prefață în care încerc să explic cum s-a scris această carte. Întâi și întâi a venit domnul Măgureanu la mine, m-a căutat, mi-a propus o carte de interviu. Eu am spus, am declinat invitația dânsului, în ideea, de mai multe ori mi-am zis, nu mai scriu cărți de interviu. Am aflat cam tot ce mi-aș fi dorit eu să aflu despre perioada comunistă, despre 1989 și perioada care a urmat. Curiozitatea mea epistemică s-a cam închis. Dânsul a avut o carte de interviu cu Alex Mihai Stoienescu despre evenimentele din decembrie 1989. Și apoi, stând și gândindu-mă mai bine, mi-am spus, este un prilej unic de a invalida propriile ipoteze. Vorbeam și mai înainte despre necunoscutele pe care încă le avem despre evenimentele din decembrie 1989 și mai ales acea mare necunoscută, cum am ajuns aici, aici fiind în mintea mea, poziționându-se cu majuscule. Și a mai fost încă un declic, s-a întâmplat că pregătind pentru editare biografia lui Ceaușescu, am recitit din nou un pasaj din Alexandru Iacovlev. Dacă îmi veți da puțin volumul, că eu putem cred că e foarte, foarte interesant. Să-l arătați la cameră. Aceasta este cartea. Pasajul acela extrem de incitant, mai întâi să spunem cine a fost Iacovlev. Iacovlev a fost unul dintre apropiații lui Mihail Gorbaciov în etapa perestroica. A fost mulți ani ambasador în Canada, a fost de asemenea un apropiat al lui Andropov. Este considerat unul dintre artizanii perestroica și unul dintre oamenii de taină ai grupului care stăteau în primul cerc din jurul lui Gorbaciov. Iar Iacovlev i-a dat un interviu lui Lili Marcu, o cercetătoare plecată din România care a trăit la Paris și pe care am cunoscut-o și eu. Și se referă aici Iacovlev la România. Și citez. Ceea ce pot afirma cu vigoare este că liderii sovietici n-au jucat niciun rol în niciun moment în înlocuirea sau numirea vreunui conducător din Est în clipa căderii foștilor secretari generale ai partidelor comuniste. Noi eram la curent cu totul. Atenție!
Dețineam informații la zi despre modul cum se desfășurau evenimentele. Evenimentele din România. Nu doar din România, din țările care erau în cadrul CAER și a tratatului de la Varșovia și pe al căror lider Gorbaciov îi înștiințase din 1986 că va fi nevoie să pornească o reformă, deoarece lagărul, zisul lagăr socialist, nu mai este competitiv în relațiile cu vestul și această reformă va trebui să-i cuprindă pe toți. Singur Ceaușescu, deci am făcut o trimitere, singur Ceaușescu a spus atunci nu. Singur Ceaușescu nu s-a raliat la această reformă. Revin la text, deci este la curent cu totul. Dar n-am încercat să le influențăm cursul, zice Iacovlev. Să luăm un exemplu. Punct. Chiar numele lui Iliescu, actualul președinte al României, îmi era necunoscut înainte de sfârșitul lui Ceaușescu. Noi nu am pregătit niciodată succesiunea. N-am avut niciun contact cu reprezentanții niciunei opoziții. Am fost solicitați în această privință, dar am evitat tot timpul să ne implicăm. Aceeași linie de conduită a fost adoptată în toate țările din regiune. Să ne amintim cazul Ceoslovacia. Adică acolo, pentru cei mai tineri, să spunem că a fost o așa numită revoluție de catifea, care a plecat un mort, o persoană de la o combinație. Și peste câțiva ani s-a aflat că de fapt nici nu decedase, era un ofițer de informații, care era destul de apropiat de sovietici, dar revenim încă o dată. Care a murit în ghilimele, a fost prezentat drept victimă după o manifestație și asta manifestația a prins cânteia care a dusese la schimbare. Deci și-a îndeplinit determinat obiectivul. Explozia socială. Bun, cum să zic, conducătorii celorlalte state au ieșit din scenă, poate și-au pregătit succesiunea, cum e în cazul lui Honecker, nu i-a transmis cu succesorul său, care n-a rezistat și, decât câteva luni. În Bulgaria iarăși a fost o ieșire din scenă decentă a lui Zhivkov. Nici nu cred că a fost nevoie de manifestări populare. Zhivkov s-a aliniat la perestroica în maniera de fruntaș stahanovist, încât a fost nevoie de Gorbaciov ca să-l tempereze. Însă, vedeți, orice schimbare presupune și o schimbare de imagine. Era nevoie de, la vremuri noi, oameni noi, ca să spunem așa. Normal, așa cum și Hrușciov și-a dorit ca după raportul secret să fie schimbați liderii din celelalte țări, deoarece și el era nu mai era Stalin, era un nou conducător. O echipă nouă. Conducere, da. Revin deci, pe cum text. A făcut, deci dacă nu s-au amestecat, cum s-a întâmplat în Ceoslovacia, tocmai unul. Exact. Avem deci cazul Ceoslovacia. Revin pe text. Când reprezentanții, paranteză, sau delegații voiau să vină la Moscova să ceară sfaturi despre acțiunile ce ar trebui întreprinse, refuzam să-i primim, argumentând că nu era treaba noastră. Acum iarăși mă uit la dumneavoastră și vă spun, pe Brucan l-au primit când s-a dus la Moscova. În 89. În secret, adică a fost o întreagă. Nu i s-a pus nici măcar viză pe pașaport. A plecat de la Viena, s-a întors la Viena și probabil că autoritățile românești nici n-ar fi aflat dacă nu s-ar fi autodenunțat Brucan. Și aici iarăși te gândești de ce a făcut-o. Probabil vrea să-și creeze imaginea de care avea nevoie pentru cele care au urmat. Și acum iarăși revin. Pentru noi, era intervenției, fie și pentru o cauză bună, aparținea trecutului, zice el, scuzându-l pe Hrușciov, probabil, sau pe Stalin. Din România, citez, s-au primit cele mai numeroase scrisori din partea mai multor grupuri de opoziție, unele chiar din interiorul partidului. Ei, unde sunt scrisorile acelea? Că noi vorbeam anterior de arhive. Și că pentru a afla
adevărul despre oamenii care au venit la conducere? Da, stai, că nu-l bănuiesc pe Iacovlev de multă corectitudine politică. Poate că până acum tot ce a spus e pe dos. S-au primit scrisori, o spune. Scrisori, poate acum... Scrisori prin care li se cerea să intervină. Să ne gândim că oamenii obișnuiți, cel puțin vă cei citesc, aflați... nu oamenii obișnuiți. Aceste scrisori ne rugau să intervenim direct. Într-atât de odios devenise regimul. Unele dintre ele vorbeau despre neomonarhia care s-a bătuse asupra țării. Da, bă, cea mai mare parte, și două brucan, total patru cea mai mare scrisori, parte nu erau expediate din România. Iată. Dar în ciuda acestui climat atât de tensionat, credeam că schimbarea n-avea să intervină decât după moartea lui Ceaușescu. Închid citatul. Și eu m-am întrebat atunci și am pus întrebarea în carte, adevărat oare? Și am spus, este momentul potrivit ca să pot să-l întreb despre aceste lucruri pe unul dintre oamenii considerați, considerați oameni cheie în echipa care i-a succedat lui Ceaușescu, cu atât mai mult cu cât omul acesta a fost timp de 7 ani de zile. 7 ani este o perioadă foarte lungă în fluiditatea timpurilor pe care le trăim acum. A fost capul serviciilor speciale, deci Curtea Secretelor. Așa a plecat această carte. Întâlnirile s-au desfășurat pe perioada a mai bine de un an de zile. Au intervenit tot felul de lucruri, printre care și o tragedie în viața intervievatului. A murit fiul său, nu există, știm bine, o durere mai mare decât aceasta, un stres mai mare decât moartea copilului tău. Și cartea s-a încheiat absolut întâmplător în aceste zile în care se vorbește atât de mult despre evenimentele din decembrie 1989 și care au determinat cursul vremurilor pe care le trăim și astăzi. Da, stai să luăm... pas cu pas, cum spunea cineva. În primul rând, apropo de dezinformare, de lipsa de informații pe care se strecoară câte o mistificare și funcționează, lumea nu mai stă să toace mărunt, să se gândească măcar un minut. Iată ce au reușit KGB-ul, să spunem, care și succesorul. Zice, domnule, Gorbaciov este de vină pentru spargerea URSS-ului, pentru dezmembrare. Păi tocmai că nu Gorbaciov, Yeltsin a declanșat explozia, a dorit să fie mai bine liderul Rusiei fără celelalte republici și a forțat... Nu, doar Yeltsin, au fost și ceilalți conducători, au fost și ceilalți conducători de foste republici sovietice, care fiecare și-a dorit să fie Dar în Rusia, cel puțin, în ceea ce privește poporul rus, națiunea rusă, acum câteva luni, când a murit Gorbaciov, nu? Că Putin îl face vinovat, da? Au dirijat vina spre Gorbaciov și Yeltsin iese din... Yeltsin, cel care l-a pus la butoane pe... Vedeți, pe strict în ceea ce privește aici, dezagregarea URSS-ului. Aici cred că avem de-a face cu angajamentul lui Putin față de Yeltsin. Păi da, pentru că lumea obișnuită nu e angajată față de Yeltsin. A existat un angajament grație căruia Putin a devenit ceea ce este astăzi. Da, oamenii obișnuiți, jurnaliștii care rostogolesc acest loc comun, că Gorbaciov făcut vinovat pentru dezagregarea URSS-ului, nu se uită la date. Nu, Gorbaciov era... Dar nici nu poate fi făcut Gorbaciov vinovat pentru dezagregarea, dar este
mai la îndemâna minții omului care nu este expert în analiză politică, în analiză istorică, să găsească să identifice o cauză de o anumită concretețe. Este mult mai dificil să gândești o multitudine de factori care duc la această schimbare pe care noi am trăit-o, și este mult mai simplu, este ca și în povești, de fapt, este acea gândire prelogică unde ai nevoie de două forțe. Una este în totalitate forța binelui și binele este reprezentat de un individ care e și frumos. De ce el ține la inițiat schimbarea? Dacă nu pornea el acest proces ca să ajungă președintele Rusiei, republicile poate nu aveau toate curajul, liderii locali poate nu eu v-am spus, se ridicau din să proclame independența. Din punct de vedere psihologic, asta explicați. Așa funcționăm. Este mult mai simplu să-ți spui lumea s-a schimbat începând cu Gorbaciov. Atunci au început grevele, atunci a început libertatea religioasă. Nu, n-am spus că este el de vină. Am spus Putin, doar... Da. Gorbaciov a spus. Deci Gorbaciov este cel care a inițiat niște schimbări fără precedent în ceea ce sovieticii trăiseră înainte. Și atunci el apare, memoria are nevoie într-una, o memorie din aceasta, memoria colectivă, o memorie care se compune din atât de multe elemente, are nevoie de o căpetenie. Deschide șirul șirul gândurilor noastre și șirul gândurilor noastre legate de schimbare, dacă ne raportăm la sovietici, că despre sovietici vorbeam, se deschide cu Gorbaciov. La fel cum la noi când vorbim despre schimbare în România, schimbarea înseamnă sfârșitul lui Ceaușescu și o lume care intră în acest sfârșit cu niște idei destul de neclare, în sensul vom fi liberi, vom fi fericiți, de astăzi înainte vom face doar ceea ce ne dorim și așa mai departe, și asociem aceasta cu 22 decembrie 1989. La situația din țara noastră, lăsăm rușilor să-și distrece istoria lor. Haideți să vedem. Deci, în primul rând, pentru telespectatorii mai tineri, că am văzut chiar o reporteriță la ușa, la poarta Cotrocenilor, îl întreba cine sunteți dumneavoastră pe Virgil Măgureanu. Uh-huh. Recenții n-au văzut imaginele de arhivă, n-au citit cartea de istorie. Cine e Virgil Măgureanu pe care îl prezentați în această carte de interviu? Acum, dacă ar fi să vă răspund după cum va răspunde acea reporteriță, răspunsul într-un singur cuvânt, cum mi se cere și mie, să spun cum era Ceaușescu în două cuvinte. Maxim două cuvinte, bun sau rău, să-l lămuresc pe om. Deci răspunsul așa foarte scurt ar fi, și la îndemâna oricui, personaj controversat. Însă, nu, dar să spunem că a participat la procesul de la Târgoviște. Vreți o mică prezentare a personajului. Pe scurt. Este un fiu de țărani din zona Sălajului. Noi în Ardeal avem o altă istorie decât o au cei din vechiul regat, adică fiind acea stăpânire austro-maghiară, oamenilor li s-au maghiarizat numele, apoi s-a făcut România Mare, s-a trecut din nou la nume românești. Sunt niște mișcări care au fost trecute sub tăcere de către istoria comunistă și care au fost speculate în postcomunism, pentru că i s-a spus multă vreme și multă lume îl știe că ar fi un maghiar, Imre Astaloș, născut căruia, care și-a falsificat numele. Bun, s-a spus asta și despre Obama, că și-a falsificat certificatul de naștere, erau fake news-urile care atunci avea... I-am consultat și dosarul de cadre de la partid. Și am constatat că de fapt nu l-a chemat niciodată Imre și că se citează
o doamnă din Ungaria, când se face trimitere, dar ea nu citează pe nimeni, scrie numele de origine, Imre Astalos. Mă rog, legende de genul ăsta au fost recent folosite în campania electorală din SUA și demontate, chiar a ieșit prost Trump, el a fost unul dintre susținătorii. Părinții s-au mutat în Banat și de la noi, din Apuseni, s-au făcut astfel de mișcări. Deci, a fost venit la facultate, la studii. Întâi a făcut o școală profesională la Timișoara. Da, să mergem mai repede. Deci mergem mai repede. A fost racolat de securitate la Timișoara. N-au avut prea mare nevoie de el. Ajunge la București, face facultatea de filozofie. Este un student bun, plus că are un dosar foarte bun în spate cu acest trecut de calificat muncitor. Și ajunge prin repartiție la Academia Ștefan Gheorghiu. De acolo ajunge chiar să facă un doctorat, un lucru destul de rar pentru promoțiile respective, într-o specialitate foarte rară și foarte, foarte sensibilă, doctrine politice contemporane. Și mai ales la acea Academia Partidului, unde baza era disciplina numită construcție de partid, adică un fel de socialist științific. Bun, dar să spunem că acolo era așa numită fabrică de director, nu? Da, funcție de conducere. Fabrică de director sau fabrică de, cum să spun, de calificare, înalt calificare politică a directorilor deja existenți. Dar asta înseamnă că el avea contacte, conexiuni, da, cu elita, da, 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 profesională și cea administrativă și politică, da, din epocă. Cu elitele din elitele politice și nu doar politice, dar de fapt și cei care făceau administrație în mod obligatoriu trebuiau să aibă o bună viză de la partid și o bună viză de la securitate, pentru că nu se putea altfel. De fapt avea contact cu elitele de nivel teritorial. Și asta l-a făcut să își închipuie, să creadă că poate să fie un element serios într-o potențială mișcare conspirativă de schimbare a lui Nicolae Ceaușescu. Cât de serioasă a fost această mișcare, pe cine a cunoscut dintre contestatari, sigur că mi-a povestit. Este însă o conspirație fără creier, cum i-am și spus eu unia dintre capitole, pentru că Ion Ioniță, cel care ar fi contat și cu Nicolae Militaru, după că ar fi putut să miște lucrurile, Ioniță a fost și Militaru și Ioniță, s-a aflat despre cele întâmplate și au fost trecuți pe linie moartă. În orice caz, a fost luat în serios de serviciile speciale ale vremii, dat fiindcă în 1989 a fost mutat fără explicații muzeograf la Focșani. Și vedeți, acum se vorbește mult despre lovitură de stat și vorbim în aceste zile, poate că este un argument destul de serios. Cât știau acești oameni ce se va întâmpla, cum se va întâmpla? Probabil că era câțiva. De stat, iertați-mă, presupune că instituții de forță, armată, poliție, să preia puterea, să conspire, să... Ori aici, în cazul nostru, armata până în 21 era de partea lui Ceaușescu. Era sub comanda lui Ceaușescu. Comanda lui Ceaușescu era comandantul suprem al forțelor armate. Adică cea mai puternică mișcare a fost armate, a fost să retragă trupele din jurul CC-ului. Nici de cum să-l ocupe într-o lovitură de stat, vii și ocupi bazele puterii, nu te îndepărtezi de ele. Adică e o lovitură originală, dacă a fost o lovitură. Paradoxul este că acest ostracizat politic, Măgureanu, da, trece prin București, vine de la Focșani cu învoire, pentru că așa venea, trece prin București în chiar zilele în care la Timișoara erau tulburări și se duce la Focșani, se duce la Zalău,
în satul natal să-și taie porcul. Acolo îl prinde fuga lui Ceaușescu. Iar în 23, când apare în București, se reîntâlnește cu Ion Iliescu, acesta îl întreabă, păi bine, bine, dar de ce nu vii de la baricadă? De acolo venise Petre Roma, de la baricadă. Deci, de aici și până la ajunge capul serviciilor speciale, am refăcut acest traseu, mai are o buclă în care de asemenea a fost angajat al securității în compartimentul de sinteză, a lucrat... După 89. Nu, înainte de 89. A lucrat la rapoartele, sintezele care, de informații externe care îi se prezentau lui Ceaușescu, mi-a povestit și despre asta, mi-a povestit și despre ce era Ștefan Gheorghiu și mai ales mi-a povestit despre cum s-a făcut Serviciul Român de Informații. Până la Serviciul Român de Informații, are o explicație pentru participarea la procesul de la Târgoviște? N-a participat, n-a fost unul dintre decizionalii acestui proces. De fapt, a avut un rol destul de neclar, s-a prezentat și el la televiziune. Îl știa pe Ion Iliescu de multă vreme, dar deja în preajma lui Ion Iliescu începuseră să roiască niște cunoscuți mai vechi sau mai noi. Nu-i știe pe toți câți erau de vechi, pentru că și conspirația aceea, câtă va fi fost ea, semăna mult cu conspirațiile, cu ceea ce se întâmpla în ilegalitate, în felul în care funcționa Partidul Comunist din România. Adică nu cunoștea întreaga rețea. Pe Foriș, spre exemplu, l-au cunoscut foarte puțin, foarte puțin l-au văzut la față. Nu știau cine conduce, de fapt, Partidul Comunist din România. Cam așa este și cu această istorie. Se prezintă și el la televiziune, trece prin cordoanele acestea de tineri care făceau, căutau teroriștii, spunea o banderolă la braț tricolor și începeai să ceri actele de identitate, să cauți în poșete, așa se făcea și în București, după fuga lui Ceaușescu, așa se făcea și în Arad, unde mă aflam eu. El care purta pălărie, avea dunga pe frunte de la pălărie și spune unul dintre acei tineri experți, nou experți, iată-l, sigur este un terorist pentru că are dunga de aici și a schimbat costumul altfel de unde să aibă. Da, și a schimbat chipiul cu totul altceva. Și, și totuși ajunge în TVR. Sigur, îi se transmite, ajunge în TVR, în TVR ajung mulți, este cunoscut, este lăsat să urce pe... în etajele televiziunii, evident că toți aceia care lucrau în TVR îi fuseseră studenți, fie la zi, fie la postuniversitar, pentru că toți gazetarii din România, înainte de 1989, chiar dacă nu făcuseră secția de ziaristică a Ștefan Gheorghiului, erau obligați 2 ani de zile să fac niște cursuri postuniversitare de jurnalistică la Ștefan Gheorghiu. Și cursul domnului Virgil Măgureanu, cel de doctrine politice contemporane, era un curs care atrăgea foarte tare atenția. Cum să nu fii atent la cineva care îți vorbește despre eurocomunism, despre noua dreaptă, despre noua stângă și celelalte. Astfel încât ajungeai să fii oarecumva prin asociat cu conținutul cursului, să fii privit ca un potențial dizident. Așa priveam și noi studenții lucrurile. Așa, și ajunge la televiziune în Întâlnește cu Ion Iliescu după o vreme destul de lungă, este nebunia aceea de acolo, îmi chiar spune că el credea că există niște teroriști, vedeai de la ferestrele televiziunii pe unii care cărau niște lăzi, care păreau lăzi pline cu muniție. I-a văzut și pe acei militari antitero care au fost... Deci perspectiva lui nu e mult diferită de care eram în stradă, în fața... Nu. Perspectiva se schimbă însă atunci când ajunge șeful serviciilor. Dar cum ajunge la proces? Aici e o fază cheie, adică bănuiesc că la proces au fost trimiși oameni de încredere, să spunem. Îi se aduce la cunoștință de către Silviu Brucan.
Silviu Brucan îi spune să le jur de la grand decision. Măgureanu, în franceză. Da, sigur că da, este o limbă nobilă, limba franceză. Nu știa care este marea decizie, pentru că decizia aceasta, într-adevăr, fusese luată fără ca unul ca Virgil Măgureanu să fie consultat. Și avem în acest sens suficiente mărturii despre cei care au luat decizia și unde s-a luat. Și este trimis la Târgoviște. După ce era să merg acolo Iliescu îi spune: vei fi martorul meu. L-am întrebat ce s-a discutat în acel elicopter, ce putea să se discute în decursul a 40 de minute când toți eram nedormiți, tensionați, nu-i cunoșteam. Pe procurorul militar, pe judecător, acum așa mare, pentru că au fost două elicoptere, de fapt. Acesta este singurul punct în care, despre care, singura temă despre care a refuzat să vorbim. Ce s-a discutat? Să nu vorbim despre acel proces. Să nu vorbim despre acel proces, s-a scris atât de mult, s-a spus ce a fost acolo, eu am fost interesată, măcar atât spuneți-mi dacă este adevărat că Silviu Stănculescu făcea în acel moment istoric avioane... Victor Stănculescu, generalul Victor Atanasie Stănculescu, care făcea în acel moment istoric avioane din hârtie. Și mi-a spus că da, este adevărat. Nici generalul nu avea un rol în proces, adică nu era nici martor, nici... General a fost organizatorul. Da, exact. A fost regizorul până la urmă, care desigur că nu l-a întrebat pe Măgureanu, despre care nu cred că știa mare lucru și nici nu cred că îl privea ca pe cineva de care ar fi depins în vreun fel viitorul lui. Să ne gândim că Victor Stănculescu era foarte preocupat în acel moment de potențialul său viitor. N-au avut conversații și cred acest lucru pentru că, încă o dată, nu era cineva care ar fi meritat în acel moment o mare atenție. Mă îndoiesc că știau ceilalți că îl trimisese Ion Iliescu și mă îndoiesc că lucrurile erau foarte clare și pentru ceilalți. Nu a povestit în care dintre elicoptere era cel cu că au fost două. Mă îndoiesc încă o dată că ar fi fost atent cineva în locul lui, dacă aș fi fost eu sau dacă aș fi fost dumneavoastră, dacă sunt în primul elicopter sau în al doilea. Nu, în sensul și că... ce este primul elicopter sau al doilea, sigur că eu acolo am încercat. Acolo se vedea structura de putere, nu cu cine, eu am cine încercat sunt aduși doar să facă figurații, cine sunt cei importanți. Nu cred că s-a văzut. Păi, sunt relatările parașutiștilor care nici ei n-au știut ce misiune au. N-au cunoscut. Decembrie 1989, interesant mi s-a părut înființarea SRI-ului în decembrie a fost desființată trecut în subordinea armatei din 22 decembrie de fapt, dar n-am fost anunțați. Da, pentru mine acesta a fost un punct de interes. Cum a ajuns șeful serviciilor speciale? Sigur că eu l-am întrebat, v-ați dus, v-ați autopropus? A existat un moment cheie, lui la început nu i s-a dat niciun fel de misiune, încă o dată trebuie să revenim la tulburările acelor zile cu Union Iliescu și cu cei din jurul lui, excesiv de obosiți, excesiv de isterizați de tot ceea ce se întâmpla, de toate solicitările din jurul lor. Apăruseră niște figuri foarte noi, să ne amintim pe Gelu Voican Voiculescu, care a concentrat
atenția presei străine. Erau și oameni și personaje strani. Sigur, sigur că da. Mi-a spus că Ion Iliescu l-a anunțat pe Petre Roman ca viitor premier cu mult înainte, contrar a ceea ce i-au declarat după aceea presei, cu mult înainte de a-l fi anunțat nouă ca viitor premier. Asta ce înseamnă? Ore, zile? Înseamnă înainte de procesul Ceaușeștilor, înseamnă intervalul 23-25 decembrie. I s-a spus de către Ion Iliescu că va fi consilierul lui pe probleme speciale, ce vor fi însemnate acele probleme speciale, n-a fost un timp propice pentru a se lămuri, însă cred că există un moment în care Virgil Măgureanu va conta pentru proiectele lui Ion Iliescu ca un om bun pentru a dezamorsa situații foarte dificile. A avut loc o revoltă a înalților ofițeri din armata română. Contra lui militar. Contra lui militarul. Și Iliescu era în sală. Iliescu vine mai târziu în sală. Întâi îl trimite pe Măgureanu să dezamorseze acea revoltă. Eu am consultat și arhiva pe care o avea Virgil Măgureanu acasă la el în sălaj. Revolta în ianuarie. În ianuarie, să explicăm sigur, pentru cei mai tineri, militarul a fost adus din pensie, cum a venit el singur din pensie și s-a reactivat, a fost a devenit ministru al armatei numit de capitanul Lupoi și acesta un personaj extrem de exotic, pitoresc. Și spun mult aceste personaje despre revoluția noastră. Deci militarul avea un trecut asociat URSS-ului, sovieticilor, da? Ofițerii din Marele Stat Major, cei ofițerii din structurile din Marele Stat Major sunt în 1989, în 90, sigur, în ianuarie și la această ședință se dau lucrurile pe față, este amenințat sau se cere plecarea lui militarul, ba chiar dacă Iliescu, am auzit să confirmați, Iliescu zice și dacă nu pleci și tu. Deci este amenințat și Iliescu cu debarcarea, nu avea o altă structură pe care se bazeze. Nu am citit alta decât în stenogramele acestor întâlniri, n-am citit asta. Vor fi fost, se poate să nu fi fost consemnat, se poate să fie. Acum lumea le mai înflorește, am participat. Știm cu toții foarte bine că în acest spațiu care este atât de dens în diverse interese personale, după au fost multe declarații care sunt adaptate. Sigur, le mai înfloresc martorii, domnule, da, și atunci. Sigur. Nu am citit acest lucru, dar întâi este trimis Virgil Măgureanu. Ofițerii din Marele Stat Major sunt profund antisovietici, sunt oamenii promovați în ultimii ani de către Nicolae Ceaușescu, al cărui antisovietism friza pe alocuri o anormalitate. Deci, pe de o parte, el cerea petrol, gaze și celelalte, și pe de cealaltă parte, Să spunem că nu era din patriotism, ci dorea să-și securizeze poziția, nu dorea să depindă de... Sigur, acestea sunt raționamentele, sunt raționamentele și explicațiile noastre. Dacă ne-ar fi dat Nicolae Ceaușescu un interviu, ar fi spus cu totul și cu totul altceva, că el vrea independența României, da, ceea ce și astea spunea în ultimele zile. Da, dar cu toate astea cerea intervenția pentru apărarea socialismului când a fost revenind la acea revoltă, referitor la discuțiile din blocul sovietic, dacă să intervină în, nici asta nu există în stenograme referitor la Polonia. La Polonia vă referiți? Da. Nu există. Nu există nici aceasta. Spune că trebuie, nu este vorba de intervenție armată.
Nu se gândește la intervenția armată? Se gândea la conferință, o conferință internațională în care la început să fie discutată, să capii partidelor de orientare. Okay. Bun, ne bifurcăm, exact. ne bifurcăm foarte mult. Deci în ianuarie are loc această Îl cereau pe Gușe înapoi. Ori Gușe intrase în dezacord, acum eu vă spun ce am citit între rânduri, nu ceea ce spune Virgil Măgureanu, ci ceea ce am citit în stenogramele respective și în rest. Gușe intrase în profund dezacord cu noua echipă, tocmai pentru că și el fusese extrem de potrivnic ideii legăturilor cu sovieticii și ajutorului pe care ar putea să-l dea sovieticii. Ei, și Virgil Măgureanu reușește să dezamorseze conflictul, dar tot nu primește o misiune anume. Interesant este că se întâmplă niște mișcări la nivelul securității, fostei securități, a oamenilor din fosta securitate. Gelu Voican Voiculescu se interesa foarte tare de serviciile speciale și voia să devină el viitorul manager al lor, ca să mă exprim sincer, neutru. Gelu Voican era un... Deci nu avea niciun contact cu administrația, nu mai lucrase. Dar cine știe ce contact avea Gelu Voican Voiculescu, pentru că biografia lui, biografia lui este în continuare extrem de cețoasă. Extrem de cețoasă. Și la concluzia aceasta ajungeam și în conversație. Vă dați seama că foștii ofițeri din securitate, ofițerii superiori, evaluându-l pe Gelu Voican Voiculescu după anvergura pe care o avusese în decembrie 89, ba încă unii mai cunoșteau și dosarul pe care noi nici acum nu-l cunoaștem, li se va fi părut Măgureanu un om mult mai potrivit. Mai și la Măgureanu vin Neagu Cosma și generalul Stan, care îi spun să reînființăm, să facem un nou serviciu român de informații. Aici este geneza. Dar eu n-aș vrea să vă povestesc cartea. Nu, dar între timp se mai petrec câteva evenimente, FSN-ul hotărăște să candideze. Se petrece piața universității, sunt evenimentele, dar vedeți... În Piața Victoriei a fost primul meeting mai... Da, indiferent câte evenimente se produc în planul acesta al vieții publice pe care noi le știm, noi mai știm de altfel că un stat are și servicii speciale și că nu poate să existe în lumile noastre moderne fără servicii speciale. Nu dispăruseră serviciile speciale. Păi securitatea fusese desfințată. Dar armata avea propriu serviciu de informații. Avea propriu serviciu de informații, însă nu există niciun stat modern care să aibă doar un serviciu al armatei. Vorbim în momentul acela. Și în martie se petrec evenimentele de la Târgu Mureș, speculate de presa internațională, se creează tensiuni interetnice. Să nu uităm că aveam exemplu iugoslav în zona noastră și practic se reînființează sau revine Serviciul Român de Informații, se reorganizează fosta securitate pornind de la evenimentele din Târgu Mureș. Nu. Pentru ei a fost o coincidență. Nu neapărat coincidență. Trecuse o perioadă lungă, erau 3 luni, era o lume extraordinar de tumultoasă, era haos, era... Nu te puteai orienta în acea lume. Amintiți-vă că nici noi nu ne puteam orienta pe nișele pe care crezusem că le stăpânim, că suntem insertați în locurile noastre. Și atunci este cer că în momentul în care se repun în funcțiune structurile administrative, structurile
economice, structurile lucrative la nivelul unui stat, este cert că trebuie repornită și această și acest subsistem al serviciilor speciale. Chiar acum când vorbim, văd un breaking news, să spunem, noi nu transmitem în direct acest material. SRI a declasificat dosarul intern al Revoluției din 89, documentele pot fi consultate online. Oh, ce interesant! Ce ar putea conține aceste documente, dosarul intern? Ce înseamnă dosarul intern? Nu știu. Pot să fie, și ar fi extraordinar dacă ar fi așa, pot să fie rapoartele din teritoriu ale inspectoratelor județene ale securității. Ar fi nemaipomenit. Pentru că ele vor fi fost până în 22 decembrie, când a sărit în aer Partidul Comunist și... Da, interesant ar fi și cele din... Acele rapoarte ar fi foarte interesante, pentru că acele rapoarte ne-ar lămuri în mare măsură din 22 până în 25 decembrie. Sigur nu le mai avem, pentru că erau în subordine armatei, sigur, fuseseră anihilate aceste structuri. Și aici da, ele ar fi și nu mai transmiteau rapoarte, să zicem... Ai planul de operațiuni, ce avea și armata, sau declasificat unele documente în cazul procesului. Că noi la Arad, spre exemplu, la Arad, fostul șef al securității, în 22 decembrie, s-a ascuns într-un loc care conta ca și casă conspirativă. Și a stat acolo pitit până prin 25 decembrie sau până în 22 după masă, când a fost chemat la ordin. Aveam o fostă colegă de școală generală căsătorită cu un profesor de educație fizică care a fost luat de la țară și a devenit ofițer de securitate la Timișoara, era ofițer de securitate în 89, și această colegă a mea mi-a povestit cu ceva vreme în urmă că ofițerii de securitate au primit consemn să-și evacueze familia, să o trimită la rude, la socri, la undeva, și să lase ușile apartamentelor deschise, tocmai pentru a nu stârni și mai mult violența, să vandalizeze cine intră cum, și efectiv s-au făcut dispăruți. Vă dați seama că în astfel de situații, după 22 decembrie, nu cred că au mai existat rapoarte, dar avem Noaptea Generalilor 20. Dar acelea nu sunt rapoartele din teritoriu. Dar nu se desființau, nu fusese trecută securitatea sub controlul armatei în 22? În 22 au primit ordin cu toții să se prezinte la sediu. Unii dintre ei, aveți alte mărturii, au fost practic arestați de către armată. Știți ce s-a întâmplat la Sibiu? Duși în sala de sport, la fel, în piscina La fel s-a întâmplat în Timișoara. Au fost practic anihilați. Și deci au fost... nu vom afla mare lucru despre 22-26. Nu, nu, nu. Și timp în care a fost translată toată vinovăția celor întâmplate și până în 22 decembrie, și după 22 decembrie până în 25 au fost translate pe securitate. Și aici este foarte adică interesant. A fost dar știți foarte bine aceste atenția lucruri. Atenția publicului a fost. Sigur. Da, rămâne bun, în țară i-au închis într-o sală de sport sau i-au pus pe fundul piscinei, era un bazin de not. Și s-a rescris istoria. Okay, dar, deocamdată dar prin intermediul jurnaliștilor. Ei nu mai trimiteau rapoarte. Securitatea era partea, nu era ca azi SRI, deci cei care funcționau în ambasade, nu uitați, în străinătate. Nu uitați că se distruseseră structurile de autoritate, aceste linii de autoritate. Și nu mai trimiteau ambasade, rapoarte nici. Nu mă întrebați pe mine. Pentru că eu n-am lucrat într-o ambasadă. Deci puteți să găsiți în orice moment
un om care a lucrat într-o ambasadă și care vă va povesti despre degringolada din ambasade, degringolada care l-a dus la sinucidere pe Marin Ceaușescu, spre exemplu. Ei își aveau în fiecare loc de muncă, bănuiesc că dumneavoastră nu erați angajat în acel moment, în fiecare loc de muncă, în perioada respectivă, au început niște fricțiuni cumplite. Cei care fuseseră înainte, ocupaseră niște posturi de conducere, doreau să le mențină, timp în care existau alții care îi învinuiau pe aceia și urmăreau să le ia posturile respective. Vă dați seama că la ambasade nu era pentru nimeni un titlu de glorie să spună eu am fost ofițer sub acoperire. Nu puteai să spui așa ceva. Deci, din punctul acesta de vedere, noi suntem total descoperiți. Dar, revenind la carte, pentru că... O concluzie, un răspuns la întrebarea ce s-a întâmplat de fapt. Oferă? Cartea nu se referă la evenimentele din decembrie 1989 doar. Cartea se referă mai mult, conținutul ei este centrat pe ce s-a întâmplat după. Încă o dată, este o încercare de răspuns la întrebarea ce drum am parcurs noi și de ce am parcurs acest drum. Mulțumesc. Și în privința, este o carte, dacă vreți, care poate să conteze mult pentru o viitoare redactare a istoriei Serviciului Român de Informații. Mie mi s-a părut, privindu-l pe acest interlocutor al meu, l-am asociat imagistic cu un călăreț care încearcă să rămână pe spinarea unui cal care nu este învățat să călărească și care și eforturile acestea de menținere, pentru că noi credeam, eu spre exemplu, dacă mi-ai fi spus atunci că ne sunt ostili cei din străinătate, că noi eram înnebuniți cu ajutoarele, știți bine, Doina Cornea, care are o poziție publică să nu mai trimită Occidentul ajutoare dacă nu este democrație, și lumea care se revoltă că nu mai primim hainele vechi și ce se întâmplă de pe acolo, că noi credeam că ne le trimite nouă Occidentul din admirație față de bravura noastră în decembrie 1989. Deci încearcă să răspundă, sigur este o parte de adevăr, este partea lui de adevăr, dar este adevărul unui om care a stat 7 ani în fruntea serviciilor speciale. Este o încercare de răspuns la ce s-a întâmplat în acei ani nebuni cu noi. Cum n-am putut face față? A fost echipa aceea pregătită sau n-a fost? De ce n-am fost capabili să avem un drum mai puțin deperdant, i-aș zice? Păi, dacă ne raportăm la Ungaria, Cehia, Polonia, poate n-a fost cel mai bun drum. Dacă ne uităm însă la Iugoslavia, aș zice că s-au descurcat bine. Sigur, dacă vrem să fim fericiți, succesorii lui Ceaușescu. Dacă vrem să fim fericiți și mulțumiți, este o rețetă pentru depresie, nu? Ne uităm la cei care o duc mai rău decât noi sau care au greșit mai tare decât noi. Existau și aceste riscuri, să nu le uităm. Existau, sigur că existau. Adică nu a fost simplu, era o situație complicată și dacă este să căutăm un vinovat, atunci a fost regimul Ceaușescu personal, care n-a permis existența unei opoziții, nu, ungurii se pregăteau, rușii, iată, își pregătiseră elitele, le-au mai trimis prin Occident, ori aici nici măcar propria familie, dacă ne gândim la succesiunea dinastică, nu era pregătită, nu-l lăsase pe micușor. Noi tot vorbim despre Ceaușescu și eu am zâmbit amar. Pentru că, vedeți, eu am scris biografia lui Nicolae Ceaușescu și epoca sa, am scris biografia Elenei Ceaușescu și în 18 ianuarie trebuie să mă prezint în fața instanței, pentru că fiul cel mare și ginerele lui Nicolae Ceaușescu au devenit proprietarii mărcii Ceaușescu
și cer editurii retragerea din circuit a cărții, iar eu sunt chemată în garanție pentru eventualele pierderi pe care le-ar avea editura dacă vor câștiga în instanță. Marca Ceaușescu, bun, e într-un fel, asta e economie de piață, dacă pui chipul, numele, imaginea pe tricouri, nu știu, bomboanele Mozart sau alte articole de genul acesta, să plătești ca să utilizezi marca. Dar istoricii, scriitorii de romane, de teatru, de film, trebuie să plătească, adică ideea este obținerea unui venit sau cenzura, blocarea cărții? În felul acesta putem vorbi, dacă instanța le va da câștig de cauză, putem vorbi, eu ca și cetățean, de o încălcare a drepturilor mele constituționale. În Constituția de astăzi a României scrie că este desființată cenzura, că am libertate de expresie și că nu poate fi desființată nicio publicație. În mod normal, Osimu, dacă i-a făcut proprietar de marcă Ceaușescu, nu putea să-i facă proprietar pe istoria României. Și eu am un contract cu editura Humanitas sub incidența dreptului de autor. Nici de cum sub incidența legii privind mărcile. Și de altfel, nici nu știu ce produc aceștia doi ca să poarte marca Ceaușescu și să fie vorba de contrafacere de marcă. Nu, părerea mea este că nu este o chestiune normală. Nu poate fi nu poate fi proprietatea nimănui. Da? Nu poate fi proprietatea nimănui. Ori acest personaj este unul al cărui nume se asociază cu o perioadă, cu o epocă din istoria României. Practic, dacă evocăm, nu știu, întâmplări din perioada 65-89, dacă facem referire la congresele partidului. Poți să eviți numele Ceaușescu? Păi, nu știu, putem în timpul acelei dictaturi foloseam tot felul de metafore, analogie, eufemisme, tovarășul, nu știu, pe tovarășul nu a pus copyright. Nu, dacă spui tovarășul, vedeți, poate e și tovarășul, adică nu e doar marca Ceaușescu, tovarășul, neanicul. Păi, s-au mai înregistrat unii și cu Ceaușescu și poporul, și cu Nicolae Ceaușescu. Păi, și atunci înseamnă că vom avea mai multe dispute în justiție și dacă nu sunt aceiași, nu sunt alte rude sau sunt persoane... Sincer să vă spun, independent, n-am căutat persoane particulare. Nu poți să fii cu gândul în atât de multe locuri. Dacă te concentrezi pe o muncă și încerci să o faci bine, nu poți să plutești în tot felul de domenii. V-ați documentat nu, atunci când ați scris aceste cărți, nu, biografia lui Stalin. Sunt până azi, este trăiesc, și vodka nepoți. Stalinskaya, nu? Acum hai să zicem că e un substantiv comun, Stalin, nu înseamnă, e ceva din siderurgie, oțel, fier, omul de oțel. Da. Acum, cel vodka, de oțel, cumva, așa. Vodka de oțel n-ai cum să o am patentat, o fabricație. Dacă Stalin a fost de oțel, înseamnă că vodka ar fi de oțel. Hai, râdem și noi. În cazul nostru, deci ați mai văzut pe undeva ca un... Nu, nicăieri. Dar vedeți că discutam... Sunt autobiografii scrise cu acordul, nu știu, regina, de exemplu, a dat acordul, regina mamă i-a dat acordul companiei Netflix pentru serialul Dramatizarea Vieții. Nu știu dacă... Serialul The Crown. Nu știu dacă... I-a dat acordul cu condiția să nu fie difuzat acel episod sau acel segment până nu... cât în timpul vieții sale, regina mamă.
Mă depășesc, nu sunt un om, nu ca să sunt știți care este legislație, jurisprudența. Nu sunt expert în legislație, știu însă că dacă ni s-ar fi spus în decembrie 1989, vedeți, astăzi sunt 33 de ani, de la o zi care probabil a fost, așa cum am trăit-o noi, cea mai frumoasă zi. N-am văzut niciodată, eram la Arad, n-am văzut niciodată euforia pe care am trăit-o noi atunci. Cât eram de fericiți cu toții că plecase Ceaușescu, că cedase acestei dorințe a oamenilor de a nu-l mai vedea, de a mai scăpa de el, pentru că noi, pentru noi era cert în momentul în care el a urcat în elicopter și a plecat fără să ne spună unde pleacă, era cert că plecase definitiv. Și starea aceea de atunci, că suntem liberi, oamenii și-au dorit atunci libertate de expresie, libertate de liberă circulație. Nu era firesc ca tu să spui, așa cum ne spunea el, că trăim într-o lume minunată în care drepturile omului sunt mai respectate ca oriunde, ție să ți se interzică să ai pașaport, să ți se interzică să ai valută, să ți se interzică să vorbești sau să scrii. Iată că după 33 de ani e destul de neplăcut. Nu că m-aș teme, acum glumind iarăși, poate că nu glumesc când vă spun, dar uitându-mă din ce citesc, din ce aud, cum se plânge Elena Udrea de condițiile din pușcărie, că printre amenințările pe care, care sunt lansate editurii cu contrafacerea mărcii, care se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, se cere și daune morale de 10.000 de lei dacă se acceptă chemarea mea în garanție, editura mea cere nu știu ce pierdere a avut din urma mea cu retragerea în circuit. Sincer vă spun, decât să fac aceste plăți, eu prefer să mă duc la închisoare. Aș avea condiții mai bune decât în internatele și în căminele în care am trăit ca și liceană și ca și studentă. În epoca Ceaușescu. În epoca Ceaușescu, da. Ar fi condițiile mai bune. În epoca tovarășului, că poate să nu ne luăm aceste măsuri de siguranță, să nu contrafacem cine știe ce mai. Ar fi o experiență mult mai interesantă, spun, decât să muncesc și sau să-mi iau din economii ca să dau cui și pentru ce. Repet, din perspectivă comercială, economică, susțin, e o marcă, dar din perspectiva istoriei, a literaturii, a artei, a culturii, nu știu, tablourile, statuile, are, erau la muzeul de istorie, marca, un etaj era... Are marca verbală doar, deci e vorba de cuvânt, de cuvânt. Nu, deci poate, portretul nu este... Nu știu, nu știu, dar puteți să-l invitați într-o emisiune pe domnul Mircea Oprean și să-l întrebați, da, pentru sigur, că dânsul este acum am cel care a acționat. Puteți să-l invitați și o să aibă propria opinie, dreptul la liberă exprimare, pe care eu aș fi cel din urmă om care îl aș contesta. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Vedeți, cu... la noi și trecutul este imprevizibil. Și viitorul este... Viitorul normal să fie mai greu de ghicit, dar iată și trecutul se schimbă, să vedem ce ne aduce declasificarea, publicarea documentelor interne, dosarul intern al Revoluției. Foarte interesată. E o surpriză. Vă mulțumesc. La revedere. Și eu.